nouă ediție de Arte și Fapte în mijlocul Bucureștiului. Sunt alături de Cristian Radu, un călător efervescent în acest oraș, partea mai veche, istorică a capitalei. Te salut, Cristian. Am fost surprins la un moment dat când am vorbit cu tine, mi-ai spus că tocmai bucureștenii sunt cei care nu își iubesc cu adevărat orașul. Tu ai dovedit și dovedești contrariul, dar la ce te referai când mi-ai spus lucrul ăsta? Mă referam la faptul că oamenii sunt obișnuiți să meargă de acasă la muncă, de acasă la școală, înapoi, cam întotdeauna pe aceleași trasee, în trafic, pe bulevardele aglomerate, prin mijlocul noxelor, zgomotelor și așa mai departe. Și aproape niciodată nu își găsesc timp să meargă dincolo de blocuri, să meargă în zone pe care nu le-au mai vizitat, dincolo de cartierul lor sau de centrul orașului, centru vechi, Casa Poporului și așa mai departe. Bucureștiul este un arhipelag, este o sumă de insule care merită explorate și este mai ales rezultatul unor secole de evoluție urbană multistratificată și absolut organică. Orașul ăsta n-a avut niciodată un mare plan. Orașul ăsta s-a dezvoltat odată cu regimurile care au guvernat România și care și-au pus amprenta, iată, asupra capitalei, desigur, începând cu secolul al XIX-lea. Tu când ai început să-ți iubești orașul? Inițial am fost și eu în această paradigmă în care credeam că sunt numai blocuri gri peste tot, vorbind de începutul anilor 2000, dar odată ce am mers la facultate în centrul orașului, în Piața Romană, am început să văd că era un peisaj foarte diferit de cartierul meu de blocuri, unde crescusem, și că era mai mult de un singur tip de clădire. De ce erau atâtea stiluri arhitecturale? De ce erau străzi pavate cu piatră cubică? Și am început pur și simplu să caut informații. Și am învățat să-mi iubesc orașul și încă îl iubesc, cu toate că este un love-hate relationship, am putea să-i spunem. Ești un explorator continuu al orașului și știi foarte bine că Bucureștiul are și secretele lui. Spune-mi un astfel de secret. Uite, ne aflăm în cartierul Cotroceni și un secret aici ar fi că avem o adevărată citadelă din anii 50, nu departe de unde ne aflăm acum, numită Quartalul Coloneilor. Este pur și simplu o structură patrulater făcută să simuleze o cetate placată cu cărămidă roșie aparentă și care conține incredibil apartamente. Deci este ceva rezidențial destinat inițial personalului de la ce era atunci Academia Militară din vecinătate. Și odată ce intri în curtea interioară acolo, accesezi un alt univers, te teleportezi. Există și o fântână cu broscuțe și de aceea lumea astăzi nu mai spune că mergem în Quartalul Coloneilor, ci mergem în Părculețul la Broscuțe. Ce te-a afectat cel mai mult cu privire la București, de când explorezi orașul în modul în care o faci? Cred că aici venim în zona dificultăților din perspectiva mea de explorator urban, de documentator al capitalei. În primul rând, el este un oraș foarte ostil cu pietonii. În multe zone din oraș nu pot să merg pe trotuar și exploratorii urbani o să-i recunoști că ei tind să meargă uneori mai pe mijlocul străzii, hai nu pe mijlocul bulevardelor, dar pe mijlocul străzii, întrucât trebuie să vadă ambele fronturi de clădiri care sunt acolo. Pe trotuare avem mașini parcate, stâlpi agresivi, clădiri în renovare sau în reabilitare termică. După care venim la fotografierea și documentarea fațadelor istorice. Deseori ele sunt foarte degradate sau sunt acoperite de meșuri publicitare, de bannere foarte agresive, întrucât nu avem reglementată sau implementată o legislație locală în acest sens și nicio administrație bucureșteană n-a fost în stare să scape capitala de acest flagel, da, să avem publicitate însă civilizată și cu respectarea istoriei. De ce? Clădirile vechi dau personalitatea orașului. Acolo vedem exact straturile, vedem exact cum au gândit înaintașii noștri să construiască această urbe. Nu mai punem aici la socoteală și faptul că există încă această abordare, să spunem, îmi place mie să-i spun, un pic sovietică a autorităților sau a forțelor de ordine. Nu ai voie să fotografiezi anumite clădiri, dar nu este foarte clar de ce. Nu există o lege care să-ți interzică și există doar un abuz punctual, un exces de zel al reprezentantului autorității respective. Inaccesibilitatea unor edificii publice care ar trebui să fie vizitabile și dau aici exemplu Primăria Capitalei. Ea, după ce a fost renovată, restaurată și consolidată, ceea ce era nevoie, vorbim despre un palat istoric vis-a-vis de grădina Cismigiu, este vizitabilă o dată pe an, timp de 6 ore, la noaptea muzeelor. Ceea ce, din păcate, nu este suficient. Eu am călătorit, ca mulți alții, și în vestul Europei, unde palatele administrative ale orașului sunt deschise, te invită să faci poze, spune ce hashtag-uri să folosești, sunt interesat să vadă cât mai multă lume și se mândresc cu primăriile lor. Trebuie să spunem că tu ești un explorator la picior al orașului, dar și prin ochiul aparatului de fotografiat am văzut că ai niște instantanee absolut superbe pe care noi poate nu le vedem cu ochiul liber atunci când chiar liniștiți vizităm orașul. Cum ai unit cele două perspective în ceea ce faci?
În primul rând, ca să poți să obții un cadru foarte interesant, trebuie oarecum să fie, să se intersecteze două elemente. Să prinzi un moment, și cele mai bune fotografii au fost cu momente spontane, sau să cunoști suficient de bine locul astfel încât să încerci perspective interesante. Mă concentrez aproape în exclusivitate pe fotografia de arhitectură, fotografia citadină, mai puțin pe fotografia de stradă, fiindcă asta înseamnă să fii atent la oamenii de pe stradă, la mișcări, la ce se întâmplă pur și simplu pe acolo. Spune-mi povestea unei fotografii pe care ai făcut-o pentru plăcerea personală, dar a avut o creștere fabuloasă pe social media, spre exemplu. Așteptam metrou. Ca de obicei, se depășise timpul afișat pe tabela aceea și am văzut-o la un moment dat pe o doamnă sau domnișoară îmbrăcată din cap până în picioare în roșu. Avea un palton foarte lung și stătea undeva la câțiva metri buni de mine. Stătea foarte fix, aproape militărește. Uite, pur și simplu așa, și ținea poșeta într-o mână și se uita, nu mișca, nu făcea absolut nimic. Inițial am crezut că este o statuie, s-a întâmplat ceva, avem un performance de artă contemporan, dar iată că nu era așa. Și am făcut pur și simplu o fotografie de la spate, sigur, să nu se vadă fața, să nu existe probleme, și am primit feedback foarte bun și am titrat fotografia respectivă, care nu mă așteptam să prind atât de bine. Iată, scufița roșie a crescut și merge cu metroul la bunica. Pentru că ai experiența asta a tururilor ghidate, există și paradigma turiștilor care stau doar cu aparatul de fotografiat în mână. Cum ajunge informația pe care tu le-o livrezi lor la ei? Sunt atenți? Cum le surprinzi atenția într-un astfel de context? Trebuie să vorbim pe limba lor. Și atunci am grijă să includ pe itinerariul unui tur locuri foarte instagramabile, pozabile, foarte atrăgătoare din punct de vedere vizual. Fie că au o arhitectură interesantă, fie că există o simetrie pe care subliminalul nostru o cere de obicei, încerc să adaug toate aceste elemente și atunci o să fie mult mai atenți, fiindcă în timp ce pozează, de exemplu, fântâna asta care arată foarte bine, le spun și istoria ei și cum a apărut locul. Și ceva tot se prinde. Până la urmă nu este un curs de facultate. Agăți informația care te interesează și o duci mai departe sau o păstrezi pentru tine. Care sunt curiozitățile unui turist, evident, non-bucureștean? Cei mai mulți vor Casa Poporului și Ceaușescu. Acestea două sunt subiectele pe care vor să le discute cel mai mult. Vor să meargă prin centru istoric, fiindcă apare cel mai mult pe internet această zonă din oraș, deși există multe altele și mai interesante decât centru istoric. Desigur, Calea Victoriei, cam acestea ar fi. Însă mi s-a întâmplat să vină și oameni pe nișe. De exemplu, oameni din Berlin, din fostul Berlin de Est, au venit o săptămână și în fiecare zi a mers în câte un cartier din perioada comunistă, discutând despre cum au apărut cartierele, fiindcă este foarte interesant la noi cum au ales să facă, extinzând capitala pe locul fostelor sate, fostelor comune limitrofe sau comune suburbane, cum se numeau. Practic, casele țărănești au fost demolate aproape în totalitate și s-au ridicat blocurile. Și asta i-am făcut să înțeleagă. Iar alții vin, de exemplu, să îi duci la forturile de pe centura capitalei și pentru asta trebuie un efort logistic sporit, iar acolo, din păcate, nici nu se poate intra în afară de fortul Jilava care se vizitează. Sau ordeni, dar este mai greu accesibil. Bineînțeles, dar există oameni care își fac un pic de cercetare prealabilă, nu vin pur și simplu tabula rasa și să încep eu să construiesc de la zero și mă încântă cel mai mult oamenii ăștia care vin cu un pic de temă făcută și arată un dialog avizat. Exact, și arată un interes din partea lor să cunoască Bucureștiul, care, să fii serios, nu este cel mai tare oraș de pe lume, însă le zic mereu turiștilor că este cel mai tare oraș din Europa din ce perspectivă a eclectismului arhitectural extrem. Deci avem toate stilurile de arhitectură, începând de la cea țărănească, dacă spunem casele acelea de mahala sau de chirpici, la arhitectura cu influențe otomane, cu geamlăcuri pe curțile din spate și așa mai departe. Avem un stil neogotic local care s-a practicat la jumătatea secolului al XIX-lea, venit pe neoclasicul francez, eclecticul francez, monumentalismul acesta Belle Époque și mergând mai departe spre Art Deco, modernism, Art Deco-ul interbelic și dincolo de al doilea război mondial, realismul, socialism, modernismul, socialism, brutalismul, constructivismul, utilitarismul și până în postmodernismul contemporan. Sunt epuizabile poveștile din București? Ce te mai surprinde pe tine? Nu se epuizează niciodată. Mereu ai despre ce să discuți în București și multora nu le vine să creadă când le spun că, iată, la aproape 20 de ani de când m-am apucat să fac chestia asta, să documentez, să explorez și să promovez Bucureștiul, mai găsesc lucruri care să mă încânte, care să mă surprindă, uneori pozitiv, uneori negativ, acum depinde de situație. Mă mai duc prin fostele periferii antebelice și vezi exact cum s-au transformat, cum bucăți dintre ele se găsesc
ca enclave în cartiere de blocuri. Zone industriale pe cale de dispariție, iarăși nu vorbim despre ce a însemnat patrimoniul industrial în București, care a fost distrus sistematic începând cu anii 90. Și aici, desigur, nu putem să păstrăm totul, dar existau hale industriale foarte importante, monument istoric, mai ales, uite, de exemplu, un ansamblu Timpuri Noi, care meritau păstrate. Mai revii asupra locurilor pe care le explorai cu noutate acum 20 de ani? Desigur, întotdeauna îmi place să revin, ba chiar am între activitățile mele o serie de prezentări, deci de sală, de interior, numită Mașina Timpului, unde compar fotografii vechi din perioada antebelică, interbelică, comunistă cu situația actuală și facem un crossfade finuț între două slide-uri și eu le explic oamenilor ce s-a schimbat, de ce s-a schimbat, cine e vinovat, perspective și așa mai departe. Și pentru asta îmi trebuie să revizitez întotdeauna anumite zone și uneori observ că, deși unele s-au civilizat, să spunem, sau poate s-a mai renovat ceva, în marea majoritate a cazurilor arată mai rău, întrucât patrimoniul vechi construit este lăsat de izbeliște. Și aici pot da exemplu cartierul evreiesc bucureștean, situat în spatele Pieței Unirii, da, până spre Piața Muncii, care arată într-un hal fără de hal și nu se discute despre asta, nu văd pe nimeni să pună pe tapet problema. Când călătorești în alte orașe, nu doar în București, ce te inspiră pe tine și vrei să aduci aici? În primul rând mă uit cum sunt construite orașele respective, cum arată spațiile publice. Mă interesează foarte mult, întrucât Bucureștiul are de învățat o groază, avem o groază de progresat la acest capitol. Și mă uit întotdeauna în orașele din România sau din afară, în alte orașe unde merg. În România s-a reușit câte ceva, prin Cluj, prin Oradea, prin Timișoara. Este foarte interesant ce s-a făcut acolo. Văd întotdeauna aceste comparații Cluj-București, de exemplu. Le reamintesc întotdeauna oamenilor că nu putem compara ca dimensiune. Bucureștiul are 6 sectoare foarte mari, fiecare sunt practic 6 orașe într-unul singur. Și nici ca istorie și populație și așa mai departe. Da, este foarte diferit și comparația poate fi ușor superficială, de aceea nu m-aș duce în zona respectivă, însă bune practici, cum ai zis și tu, întotdeauna pot fi preluate, cum să faci un trotuar mai accesibil, cum să crești spațiile verzi, cum să faci mai multe zone pietonale. Și nu mă refer aici doar la o pietonală de weekend, cum se întâmplă la noi în București pe Calea Victoriei, mă refer la o pietonală care să fie durabilă și oamenii să se poată bucura generație după generație. Mai este acum Bucureștiul micul Paris sau în ce măsură mai este micul Paris în București? Studiind un pic presa vremii, bucureștenii de atunci erau ultragiați și nu vreau să fie considerați mici parizieni, pentru că spuneau că personalitatea lor proprie, obiceiurile proprii și așa mai departe. Asta în timp ce se uitau cu coada ochiului și vedeau ce se mai construiește la Paris și hai să avem și noi niște ornamente în stil neoclasic francez pe casa noastră. Bun, în interbelic ne-am dus un pic spre micul Manhattan, întrucât a crescut regimul de înălțime extraordinar în deceniile 1930-1940, dublat de boom-ul economic ce a urmat crizei economice din 29-33 și atunci, într-adevăr, vechiul București, Bucureștiul conacelor, grădinilor, al cocioabelor, s-a civilizat pe anumite tronsoane, au fost create și parcelări, vedem, de exemplu, o mare parte a cartierului Vatra Luminoasă este creată în perioada interbelică cu un aspect din acesta de suburbie americană și așa mai departe. Însă, stilul Bauhaus evoluat în modernismul Art Deco de la noi a fost cel care a dictat direcția și iată cea mai cunoscută axă refăcută în această perioadă, bulevardele Bălcescu și Magheru. Deci, între Universitate și Romană, nu mai recunoșteai absolut nimic, fiindcă totul fusese înlocuit de construcții foarte înalte. Și mă întrebai dacă Bucureștiul mai este micul Paris. Poate fi doar dacă, știi, mergem în obor, la celebra terasă, luăm un mic de la care e destul de mărișor, venim cu un breloc turnul Eiffel de la Paris, înfigem micul, punem niște muștași, ăla este micul Paris, dacă vrei. Din punctul meu de vedere, este singurul mic Paris care mai este valabil. Nu, în zilele noastre, Bucureștiul, cum am zis, este un arhipelag și aici, de exemplu, suntem pe intrarea Costache Negri în cartierul Cotroceni, avem niște case de la 1899, chiar este un pic franțuzesc, un pic parizian, am putea să spunem, foarte liniștit, dar poți să ai și micul fenian, dacă te duci în anumite cartiere de blocuri. Exact. Și așa mai departe. Individualizează și lucrul ăsta cosmopolit, istoric și arhitectural, individualizează Bucureștiul într-un cadru mai larg al capitalelor europene? Faptul că Bucureștiul este cosmopolit era adevărat și înainte, este adevărat și acum. Numai că acum, mai degrabă, acest aspect cosmopolit sau, i-am spus eu, o șaorma urbană cu de toate, picantă și la pachet, este
rezultatul epocilor de evoluție și în special al secolului al XX-lea, fiindcă fiecare regim politic, în special regimul de extremă dreapta și regimul de extremă stânga pe care le-am avut secolul trecut, fiecare dintre aceste regimuri a încercat să refacă, realinieze, reinterpreteze și să repună pe hartă Bucureștiul după propria ideologie. Niciunul dintre regimul nu și-a terminat proiectul, întrucât ambele s-au încheiat violent, așa cum știm din istorie, și ca atare Bucureștiul este o sumă de proiecte începute și niciodată finalizate. Și de aceea ai impresia că este un oraș fără sfârșit, fără un capăt, fără un scop anume. Nu, este foarte greu pentru mine ca localnic să înțeleg unde se îndreaptă orașul. Tocmai mi-ai explicat cum ai învățat tu să iubești Bucureștiul prin aceste tururi ghidate, prin fotografie și pur și simplu călătorind prin el, te-ai gândit să duci mai departe toată învățătura asta despre capitală și să le explici oamenilor ce e cu orașul ăsta? Conferințe, workshop-uri? Am început din 2007 pe blogul ce era atunci Rezistența Urbană, astăzi există pagina de Facebook, ulterior am pornit spin-off-ul București Realist la începutul lui 2013, București Realist ocupându-se cu documentarea în prezent a orașului, cadre din oraș, fotografie de stradă, arhitecturală, tot ce este de interes și cu contribuții masive de la public, de la fani. Rezistența Urbană este mai diferită întrucât acolo am pornit pe această definire a explorării Bucureștiului din perspectiva antropologică urbană, să analizăm, să observăm straturile urbane, să observăm evoluția tramei stradale, să observăm traumele profunde pe care le-a suferit capitala. Sunt două lumi, Bucureștiul și locuitorii lui? Am putea să spunem și lucrul acesta, deși structura socială a Bucureștiului s-a schimbat fundamental de la al doilea război mondial încoace, odată cu creșterea pe verticală a spațiului locativ, în special în perioada comunistă. Practic, populația s-a dublat, s-a triplat și așa mai departe, iar în foarte mulți oameni nu au fost locuitori originali ai capitalei. Deci avem, cum se spune, o populație destul de mixtă din acest punct de vedere. Bucureștenii autentici aflați la a doua sau la a treia generație mai greu se găsesc în zilele noastre, dar eu cred și am văzut de fapt că și bucureștenii adoptivi sau care sunt doar la a doua generație aici fac treabă foarte bună și promovează orașul și fac lucruri foarte frumoase chiar în sfera industriilor creative, de exemplu, sau în sfera non-guvernamentală. Pentru că tu ai explorat la fibră orașul. Te-ai gândit vreodată să-l părăsești? Hai să spunem că da, au fost etape din viața mea când poate am pus în balanță cele două. Dar până la urmă am decis să rămân aici. Am decis să rămân aici pentru că, așa cum am spus, iubesc Bucureștiul cu bune și cu rele, așa cum este el. Consider că are foarte multe de oferit, mai am mult de explorat aici, mai am multe de povestit, fiindcă eu mă definesc ca urban storyteller, deci un povestitor urban, fiindcă îmbin toate aceste sfere, de la antropologia urbană bucureșteană, la istorie, arhitectură, urbanism, economic, social, politic, ideologic, tot ce înseamnă Bucureștiul, de ce arată Bucureștiul așa. Și am zis că mai este destulă treabă de făcut aici ca să las munca neîncheiată. Ce personaj din istoria Bucureștiului sau poate chiar din anturajul tău, din trecut, bunici, părinți, te-au influențat cel mai mult în ceea ce faci acum? Cred că ar fi două componente. Primul lucru care m-a influențat este un CD, care, desigur, un obiect fără viață. Un CD undeva la începutul anilor 2000 cu Bucureștiul interbelic, care venea la pachet cu un album cu fotografii interbelice. Și mă uitam eu pe pozele acelea și nu înțelegeam, măi, dar unde e orașul ăsta? Eu nu l-am văzut așa, ce se întâmplă aici? Cum anume? Mă interesează să aflu de ce s-a stricat în halul ăsta, cum? Oare putem să revenim la asta? Bineînțeles, întrebări naive la vremea respectivă și așa mai departe. Și de acolo am pornit și doi la mână din istoria familiei mele și ce locurile unde au locuit în București, că au locuit într-o zonă care s-a demolat, în fostul cartier Evrez, zona lui Centrală. Și de la poveștile acelea, cu ce însemnau vecinii, ce însemna comunitatea în anii 50-60, de exemplu, când încă arătau super ok foarte multe zone din București. De acolo am pornit eu pe cont propriu la pas să explorez și să descoper cu mare mirare locuri din poveștile bunicilor și părinților. Ca bucureștean adoptat, te întrebare, viitor Bucureștiul? Bucureștiul are un viitor, dar nu știu să spun dacă luminos sau sumbru. Asta tocmai pentru că nu văd un plan
coerent. Tot ce văd este un plan, poate maximum pe 4 ani, și practica aceasta toxică, din punctul meu de vedere, pentru dezvoltarea urbană s-a cam încetățenit de vreo 10 ani încoace, în care politicienii dornici să bifeze o agendă, am inaugurat podul ăsta, pasajul ăsta, nu știu ce am asfaltat, nu vor să ia caimacul, să spunem, succesorul lor în acest scaun de funcție publică. Și atunci nu mai gândesc decât la mandat. Ori nouă ne trebuie niște proiecte eșalonate și pe 50 de ani, dacă vrei, trebuie să ai o viziune. Că în primul rând trebuie să ia în calcul contextul geografic, ai cu tremurele și în funcție de asta te vei ghida ce se întâmplă mai departe. Doi la mână, trebuie de urgență curățată și reevaluată lista monumentelor istorice, fiindcă au fost băgate foarte multe acolo, au fost incluse care n-au nicio treabă dintr-un interes sau altul și au fost scoase multe dintr-un interes sau altul. Pe lângă obligațiile absolut normale ale administrației, care este datoria cetățenilor pentru ca Bucureștiul să continue să aibă poveste? Aș privi ca o, dacă vrei, un cuplu de forțe, fiindcă ambele părți, și administrația, dar și cetățenii, au obligațiile lor, dacă locuiesc într-un oraș. Dacă ești proprietar de clădire, întreține-ți fațada, n-ai bani să-ți întreții fațada, ceri ajutor de la primărie, ai fonduri europene, există fonduri contractate prin PNRR, deci există multe opțiuni, noi fiind în Uniunea Europeană, trebuie doar să vrei. A, că trebuie simplificată procedura birocratică, că avem incompetență în sistemul public de procesare a dosarelor, că există dubii cu privire la acordarea unor finanțări, asta este cu totul și cu totul altceva și nu intrăm acum în detaliu. Iată ceva foarte simplu, hai să nu mai aruncăm pe jos. Ca să nu mai aruncăm pe jos, să nu mai facem gunoi pe stradă, este bine să avem coșuri de gunoi, dar nu din metru în metru cum se întâmplă și se vede că este un exces, ci poziționate în zone strategice, unde știi că este mai multă lume și așa mai departe. Sunt lucruri de maxim bun simț. Asta mă refer la cetățeni. Iar administrația trebuie pur și simplu să creeze strategii care sunt compatibile cu etapa actuală a orașului, cu populația actuală a orașului. Vrei să știi o chestie care pe mine m-a șocat au câțiva ani? Primăria Capitalei nu are idee câte clădiri sunt, erau și sunt acum la acest moment în București. Nu știe. Să zică un număr exact, X. O să-ți dea cu aproximație. De ce? Sunt foarte multe construcții ilegale. Ce te inspiră? Creativitatea. Cartea sau filmul? O să merg pe mainstream și o să fiu filmul, pentru că sunt mult prea obosit să mai parcurg toate cărțile. Prieteni sau colaboratori? Cred că o combinație între ambele. Succes profesional sau fericire personală? N-am cum, le vreau pe amândouă, dar știu că nu le pot avea pe amândouă. Și cred că o să merg pe fericirea personală, fiindcă până la urmă suntem o viață pe pământul ăsta și atunci, da. Prieteni în social media sau în viața reală? În viața reală, clar. Mesaje pe telefon sau apel direct? Mesaje pe telefon. Roboți sau dinozauri? Dinozaurii, fiindcă cu ei te mai puteai înțelege. Roboții, când sunt programați, ai filmul Terminator. Situații planificate sau surprize de moment? Situații planificate. Să vezi viitorul sau să schimbi trecutul? Ce ți-ar plăcea? Să văd viitorul, că trecutul nu mai poate fi schimbat. Logică sau emoție? Logică, deși uneori o mai las influențată și de emoție. Cristi Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la Arte și Fapte. Rămânem în logica de transformare a orașului și de cunoașterea istoriei lui. Îți urez mult succes! Mulțumesc și eu!